franceză. Și dragostea o pentru cultura franceză. Mulțumim, Casandra, mulțumim, doamna profesoară. Poate să mai spun, dar hai să trecem și să dăm cuvântul celor de la Colegiul Național Iulia Hașdeu, care sunt aici într-un număr atât de mare, care au venit într-o zi frumoasă împreună cu doamna profesor Cornelia Mariș. Să sărbătorim Ziua Europei. Cornelia, te rog, vin încoace și spune-ne câteva cuvinte. Ce ne-ai pregătit? Mulțumim! Pentru mine, Uniunea Europeană înseamnă libertatea de a călători, studia și lucra oriunde în spațiul acesteia. Uniunea Europeană se asociază și cu pacea sau libertatea, ceea ce este un lucru bun. Putem circula, munci, trăi liber în orice țară a Uniunii Europene. Avem mai multe drepturi. Dreptul la libera circulație doar cu buletinul de identitate, dreptul de a vota și de a candida pentru o funcție, dreptul la servicii medicale, dreptul la studii, dreptul la pensionare. Să fiu sinceră, mereu am fost fericită și mă bucuram când mă gândeam la faptul că țara mea, România, se află în Uniunea Europeană și este în rând cu celelalte țări. Celelalte țări, acum realizez, au o economie și un sistem poate mai bun sau cel puțin stabil. România, însă nu știu cât este de pregătită sau cât de mult bine sau rău îi face această intrare europeană, pentru că nu mă pricep la politică, nici nu mi-am pus întrebarea până ce am văzut un articol pe internet care era așa, lista evadare pentru România. Ce m-a mirat, România nu era pregătită, România nu are un rol. Nu consider că e adevărat, sincer, eu sper că țara mea e demnă de orice, deși am fost influențat pe moment. Să rămân la ideea că România este chiar o binecuvântare pentru UE.